credincioșii aceia s-au rugat și locul acela s-a cutremurat. Ei au cerut atunci în rugăciuni să facă Domnul semne și minuni. Cu ajutorul Duhului Sfânt, cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica se înmulțea și tot mai tare ea creștea, prin semne și prin mărturii în fiecare zi. La poarta cea frumoasă când s-au dus, ei au chemat numele lui Iisus. Ologul în picioare a sărit și în fața lor el s-a tămăduit. Cu ajutorul Duhului Sfânt, cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica se înmulțea și tot mai tare ea creștea, prin semne și prin mărturii în fiecare zi. Iisus Hristos i-a binecuvântat și mulți bolnavi prin ei s-au vindecat, căci până și în umbra lor era puterea și dumnezeirea sa. Cu ajutorul Duhului Sfânt, cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica se înmulțea și tot mai tare ea creștea, prin semne și prin mărturii în fiecare zi. Prin Duhul Sfânt când Petru a predicat, 3000 aproape odată s-au predat, iar după aceea într-o altă zi încă 2000. Cu ajutorul Duhului Sfânt, cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica se înmulțea și tot mai tare ea creștea, prin semne și prin mărturii. S-a dezlănțuit, ei prin cetăți au mers și au vestit, au străbătut pe ape și uscat, și la Hristos pe oameni au chemat. Cu ajutorul Duhului Sfânt, cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica se și tot mai tare ea creștea, prin semne și prin mărturii în fiecare zi. Cu ajutorul Duhului Sfânt, cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica se înmulțea și tot mai tare ea creștea, prin semne și prin